Cristian Hemmer Ciocan este campionul european al greilor în versiunea WBO. Cristi își dorește însă enorm să se bată pentru una dintre centurile mondiale. Antrenorul emerit, Costel Burlacu, nu crede că acest lucru va fi posibil în 2017. Noi trebuie să ne gândim la calitatea lui Ciocan. Deci el mai adaugă în experiență un an de zile, să zicem. Acum are experiența abordării meciurilor la nivel înalt, că a fost prima dată când s-a întâlnit cu situația în care să abordeze titlul mondial. Ei, și acum, venind de jos în sus a doua oară, el analizează mult mai bine pașii pe care trebuie să-i facă. Chiar și în timpul meciurilor, riscul pe care îl are sau, eu știu, pe care și-l asumă în a aborda chiar și fiecare repriză, nu tot meciul. Și eu cred că Ciocan va exploda foarte mult la categoria lui pe care o abordează la grea, cred că în jurul la 30 de ani. Eu i-am spus lui că încă e foarte tânăr pentru a aborda. Vârsta este de partea lui Cristian Hemmer Ciocan. Când va avea și experiența necesară, boxerul român va reuși să ajungă până la centura cu diamante.